Criza medicilor de familie a fost deblocată. A început plata restanțelor pentru serviciile acordate de medicii de familie, fiind decontată întreaga diferență pentru luna noiembrie. Iar facturile lunii decembrie se vor deconta în cursul lunii ianuarie. Ministerul Sănătății a virat într-un final banii pentru decontarea serviciilor prestate în luna noiembrie de către medicii de familie. Urmează ca în perioada următoare să fie achitate și restanțele pe luna decembrie. În momentul de față putem să spunem că am ajuns la zi, adică au fost decontată diferența pentru luna noiembrie, urmând ca facturile lunii decembrie să fie decontate în cursul lunii ianuarie. Adică am ajuns la zi, s-au achitat toate serviciile furnizate de către medicii din sistem care sunt în contract cu noi, cu Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii au înțeles, într-adevăr au fost ceva mici inadvertențe datorită faptului că nu am primit banii de la centru la timp, dar medicii au furnizat în continuare serviciile medicale tuturor asiguraților noștri. Nu este pentru prima dată când astfel de sincope pun în pericol activitatea medicilor de familie. Restanțele la deconturile medicilor de familie trenează cam de 2-3 luni. Astăzi s-a deblocat finanțarea pentru luna noiembrie. Pentru luna ianuarie, teoretic, suntem încă în termen, undeva în jur de 15 ar trebui făcută finanțarea cabinetelor medicilor de familie. Sper ca această situație să nu mai treneze în anul 2024, ținând cont că am trecut într-un an nou și avem un buget deja aprobat. Dacă situația va trena, voi face o interpelare a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a ministrului Rafila. Medicii de familie au reclamat faptul că nu și-au primit banii integral timp de aproximativ 3 luni și riscau să intre în blocaj pentru că nu își puteau plăti cheltuielile de la cabinete.